văd la orice pas în țara mea. Atâtea familii destrămate, atâția copii fără mamă și tată, stau și mă întreb de ce e așa. Și mă doare, mă doare cu adevărat la Dumnezeu. Atâta hulă și minciună, păcatul se-nalță, a ajuns la culme. Stau și mă întreb de ce e așa. Și mă doare, mă doare. Bună ziua, dragi creștini, în numele Domnului Iisus Hristos începem această manifestație de susținere a familiei Furdui.
din Germania, la care vă spunem un călduros bun venit, chiar dacă afară este mai rece. Însă mulțumim lui Dumnezeu că a oprit din soarea și ploaia și probabil că va ieși și soarele. Cu deosebită considerație, vă mulțumesc că ați venit aici să fim împreună solidari cu familia Furdui. De asemenea, vă salutăm cu respect pe toți cei care ne urmăriți live și cu toată dragostea îi salutăm pe Petru și Camelia Furdui, care ne urmăresc și ei acum. Dar nu putem să-i neglijăm pe copii, de aceea o îmbrățișare de dragoste le-o dăm și celor 7 copii a familiei Furdui. David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Leia. Familia aceasta are nevoie de ajutorul nostru în rugăciune, prin încurajări și prin solidaritatea noastră, prin aceste manifestații. Aș dori să vă invit să ascultăm imnul României, pentru aceasta să păstrăm câteva momente de somnolitate. Dragii mei, ne-am adunat aici ca să transmitem un mesaj de solidaritate cu familia Furdui, care în această perioadă trece prin suferința despărțirii de cei 7 copilași, luați în mod abuziv de Jugendamt din sânul familiei. Vrem să transmitem Jugendamtului că noi, creștinii practicanți, suntem frați și surori prin sângele Domnului Iisus Hristos și avem grijă de familia creată de Dumnezeu și suntem aici să declarăm că apărăm valorile biblice, spirituale și de familie. Vrem ca Jugendamt să știe că noi iubim familia Furdui mai mult decât declară ei că iubesc pe cei 7 copii și le poartă de grijă. Vrem ca Jugendamt să știe că atunci când familia lui Dumnezeu se unește în puterea Duhului Sfânt și în dragostea frățească, este mai puternică sau mai tare decât orice instituție omenească, numindu-se ea și Jugendamt. Avem dovada izbăvirii familiei Botnariu din ghearele Barnevernetului și mulțumim lui Dumnezeu că în această dimineață, împreună cu noi, se află familia Botnariu și pentru următoarele momente am bucuria să îl invit pe fratele Marius Botnariu
Să ne conducă în rugăciunea Tatăl nostru. Unde ești, Marius? Cu respect. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta e împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Mulțumesc mult! Sunt onorat și bucuros să spun bun venit la acest protest distinșilor domni parlamentari, deputatului Robert Sigartău și senatorului Titus Corlățeanu. Dumnezeu să-i binecuvânteze! De asemenea, am bucuria să anunț în mijlocul nostru pe următorii frați pastori care ne vor și vorbi. Pastorul Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste din România, pastorului Virgil Achihai, președintele cultului creștin după Evanghelie din România, pastorului Liviu Axinte, președintele Comunității Regionale Pentecostale Suceava, membru în Comitetul Executiv al Cultului Pentecostal, pastorului Cornel Boingeanu, președintele OIM din România. Doresc să menționez că împreună cu mai mulți păstori din București care se află aici, am format grupul de inițiativă care a pregătit și organizat această manifestație. Manifestație pe care cred că Dumnezeu o binecuvântează. Și aș vrea să vă încurajez spunându-vă, în același timp să mă încurajez și pe mine, că înaintea lui Dumnezeu nu contează mulțimea, ci contează unitatea. Contează scopul și noi aici avem un scop nobil. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Îi vom asculta acum, va urma de fapt mai întâi fratele Marius Bodnariu cu familia. Au pregătit un moment special pentru noi. L-am pus la începutul acestei întâlniri pentru că nu o să reziste cu toți copilașii să stea în față. De aceea vă rog să veniți aici, să ascultăm și în timpul acesta să-i binecuvântăm în sufletul nostru. Sangen først. Dumnezeu să vă binecuvânteze, mulțumim că sunteți aici. Dumnezeu să binecuvânteze familia Furdui și să le dea biruință și lor și nouă. Amin. Nami.
Știm cu toți cântarea aceasta care spune: când în zare se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când în zare se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de dur cerul l-au întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă în picioare, pregătit pentru război, simt că sufletul se-ți bate prins în curța mea. Mă aplec în rugăciune și aștept ajutorul slavei, Dumnezeu. Dumnezeu e tăria mea, adăpost pentru sufletul meu ajutor. În povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea, adăpost pentru sufletul meu ajutor. În povara e grea, Dumnezeu are putere ca în cer și pe pământ, Dumnezeu e tăria mea. Tot ce în lume se întâmplă este scris și în cuvânt, Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare și se pare că mă groapă, întunericul e greu și nu mai pot vedea. Plec și fruntea și genunchii, dar înspre cerul Duhul, Dumnezeu. Jugendamt, dă înapoi copiii familiei Furdui acum. Ce faci tu este greșit. Este exact opusul acestui. Este exact opusul la ce zici tu că este binele superior al copilului. Manipulezi mintea copiilor și le distrugi relația cu familia, care cu greu se va... care cu greu se va întoarce la cum a fost înainte să vii și să o transformi în ruină. A lua fără permisiune se cheamă furt. Sunteți mincinoși, creați povești și trageți concluzii după capul vostru. Acești copii merită caminul lor iubitor. Nici o instituție nu va putea înlocui asta vreodată. Nu numai că îi luați de la părinții lor, dar i-ați luat și de la mătușile lor, unchi, verișori și bunici. I-ați despărțit până și între ei. Pornind împotriva acestei familii, i-ați făcut să pornim împotriva voastră. Eliberați copiii. David, Naomi, Estera, Natalia, Ruben, Albert și Lea. Suntem ca unul pentru familia voastră. Nu ne lăsăm până când fiecare dintre voi vine acasă. Dumnezeu este de partea voastră și vă va ține sub binecuvântarea Lui. Va auziți strigătul și vă va elibera. Nu renunțați la speranță. Dumnezeu va veni cu o soluție când voi nici nu vă veți aștepta. Vă iubim și ne pasă tare mult pentru fiecare din voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă țină tari. Niciun hoț nu scapă, toți sunt prinși într-o bună zi. David, ne rugăm ca dragostea tatălui nostru să intre în inima ta și să-ți dea pace. Naomi, Dumnezeu te iubește și te cunoaște, să nu renunți la El. Estera, în curând Domnul va împlini dorințele tale. Încrede-te în El și El va lucra. Natalia, tu ești o luptătoare, nu dă înapoi. Suntem alături de tine. În curând ne vom bucura de victoria ta.
Ruben, știm că ți-e dor de casă și de părinți. Mă rog să ajungi repede acasă. Dumnezeu e mai tare. Dragă Albert, nu am să te las la Jugendamt. Am să mă rog să vii acasă. Dacă nu vii acasă, acum am să mă rog până vii. Leia, ne rugăm că se duce acasă azi. Domnul fie cu tine, fața lui să lumineze, mereu ființa ta să-ți umple viața cu pacea sa. Și copii, iar prezența lui să fie și înainte și în urmă, lângă tine și în tine, e cu tine, e cu tine. Fața Domnului prin tine, să fii martor și o lumină, o cetate pe înălțime. În zi sau de noapte, la plecare, la venire, în durere, în bucurie, nu te lasă, e cu tine. Fiului cuvânt, prin puterea Duhului, voia Lui să se împlinească, precum în cer și pe pământ.
Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Alo? Da. A trecut exact 6 ani de când a venit protecția la ușa noastră. Ne-a anunțat, ne-a așteptat și au luat toți copii, toți 5, acum avem 7. Și ei n-au vrut să ne asculte, n-au vrut să ne cunoaște. Și nici pe noi, nici pe familia noastră, nici pe prieteni. Avocații care au intrat au zis că e mică șansă să câștigăm la primul proces, că așa e statistic. Și în procesele mai încolo au zis că tot greu e. Odată au spus și că o să vă simțiți că sunteți în groapă leului. Și așa am simțit. Și așa imaginez că o simte și Camelia și Petru. Numai că ne-a fost foarte greu, dureros, casă goală, o liniște spirituală, un dor de nespus, grijorare, stres, durere fizic, nu se poate descrie cum a fost. Și așa, știu și că e greu pentru Camelia și Petru, dar numai ei știe exact cum se simte pe pielea. Cât Domnul a trimis o grămadă de oameni să ne ajute, oameni că nu ne-am cunoscut deloc dinainte, și așa ne-a întărit și într-un mod neașteptat, cum a scos pe o grămadă de oameni în stradă la protest și cum a vorbit și prin politicieni și prin mulți alți oameni. Domnul a lucrat foarte frumos. Nu ne-am imaginat deloc cum o să lucreze Dumnezeu. Și știm că o să lucreze și pentru Camelia și Petru. Și faptul că suntem astăzi aici și au fost și protestele mai multe locuri, ei pot vede la fel că cum lucrează Domnul și prin proteste. Și ne rugăm că o să simte Da, ca o să vină copii cât mai repede acasă și poți să strângi și ei pe copii în brațe. Să împlinească Domnul asta cât mai repede și să trece timpul cât mai ușor. Vă mulțumim că ne-ați susținut atunci și vă mulțumim că susțineți familia Furdui acum. Domnul să vă binecuvânteze. Credem din toată inima că așa cum familia Botnariu a fost izbăvită din groapa leului Barnevernet, familia Furdui în curând va fi izbăvită din
ghearele leului sau leilor de la Jungendamt. Avem această credință și avem această nădejde, de aceea suntem aici. În continuare îl vom asculta pe pastorul Liviu Axinte, Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe noi toți. Stimați creștini, iată-ne adunați aici, la punctul zero al capitalei, în locul unde în 1989 au murit oameni în numele libertății, în numele liberei exprimări, în numele unui crez care astăzi ușor, ușor vedem că este încălcat. Dacă atunci s-a dat un semnal clar către o lume întreagă, vrem și noi astăzi să dăm un semnal din locul acesta. Un semnal pe care să-l audă familia Furdui, un semnal pe care să-l audă ambasada Germaniei, un semnal pe care să-l audă Jungenamt, un semnal pe care să-l audă Europa și, de ce nu, un semnal care să fie auzit până în cer. Suntem aici să spunem familiei Furdui că n-am obosit. Suntem alături de ei și dacă necazul lor și dacă durerea lor a prins Europa, a prins America, a prins India, iată că de aici, de la București, dăm un semnal că această durere aprinde și România. Aici, la Suceava, în alte localități, la Cluj, la Iași, se pregătesc astfel de manifestări în care oameni de religii diferite, de confesiuni diferite, oameni politici de culori diferite, oameni care aparțin claselor sociale diferite, sunt să-și exprime durerea față de acest mare abuz care s-a făcut cu familia Furdui. Dragii mei, vreau astăzi să-mi exprim îngrijorarea față de faptul că valorile pe care a fost clădită Europa, valorile care au fost proclamate în ziua Revoluției, sunt călcate în picioare și vreau ca să spun clar și răspicat că sunt lucruri care pot fi negociate, dar sunt lucruri care nu pot fi negociate. În primul rând, nu putem să ne negociem libera exprimare a credinței noastre. Una din lucrurile și din acuzele familiei Furdui, a celor de la Jungenamt, a fost faptul că duc copiii la biserică. Copiii n-au fost duși la biserică forțați. Acolo, în această semidetenție, nu odată, de multe ori copiii acestei familii au transmis mesaje, fie către societate, fie către biserică, că doresc ca să fie în familie și doresc ca să fie în biserică. Au transmis cântece creștine acolo, au transmis un mod de viață, pentru că ceea ce ei făceau nu era o constrângere așa cum s-a sugerat, ci a fost o dorință sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu. Și vreau astăzi să o știe Europa, să o știe România și mă bucur că în mijlocul nostru avem și reprezentanța Parlamentului, al Senatului, a Camerei Deputaților. Îi rog să transmită guvernanților noștri că poporul român este un popor liniștit. Este un popor care îi place să stea sub autoritate, dar există o linie roșie la care, dacă se ajunge, poporul român știe să se ridice în picioare. Vrem și în urmă cu ani de zile în locul acesta s-a spus Tatăl nostru, s-a proclamat credința în Dumnezeu și nu avem de gând să dăm niciun milimetru înapoi, ci vrem într-o țară liberă, într-o țară democratică, să putem să ne manifestăm liber credința noastră în Dumnezeu, neconstrânși de nimic. De asemenea, credem în valorile familiei așa cum a lăsat-o Dumnezeu și nu vrem să dăm
cu nimic înapoi, ci credem din toată inima că familia care a străbătut viacurile este familia pe care ne-o dorim, este familia pe care și-o dorește familia Furdui, este familia pe care o proclamăm și credem că Dumnezeu va da biruință acestei cauze. Domnilor și doamnelor, ne-ați spus că suntem retrograzi, că suntem înapoiați pentru că mai credem în lucruri vechi. Iată că lucrurile noi cad una după alta și se contrazic una după alta. Societățile așa zise moderne astăzi sunt în criză. De ce? Pentru că s-au călcat în picioare valorile iudeo-creștine pe care a fost construită societatea modernă. Suntem aici să dăm un semnal clar către toată lumea. Noi credem că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, transformă generații, transformă și asigură stabilitate și proclamăm cuvântul lui Dumnezeu ca singurul care poate să schimbe națiunea și poate să fie o soluție pentru frământările în care este plin tot pământul. De asemenea, vrem să spunem în încheiere că nu ne vom opri până la urmă. Nu ne vom opri până la urmă. Dacă am știut să stăm în calea turcilor și dacă Dunărea a fost un stăvilar, dacă Carpații au fost un stăbilar și acolo s-a strigat că pe aici nu se trece, vreau să știți că ne luptăm pentru copiii noștri și veți putea să ne luați doar peste cadavrele noastre. Suntem gata să stăm în fața Europei, suntem gata să stăm în fața oricui vrea să lovească în această instituție pe care Dumnezeu a lăsat-o și anume familia. Rămân la aceste cuvinte și cred și proclam biruința lui Dumnezeu și în cazul acesta, biruința lui Dumnezeu asupra valorilor creștine, pentru că biserica nu e a mea, nu e a voastră, ci biserica este a lui Dumnezeu și porțile locuinței morților nu vor birui. De aceea astăzi la București vrem încă o dată să reiterăm această hotărâre fermă noastră de a nu da înapoi, ci de a merge înainte. Și în încheiere familiei Furdui, vreau să spun că cele 3.000 de biserici pentecostale din România și diaspora se roagă în continuare pentru voi, vă susțin, sunt alături de voi și credem că va veni vremea când vom avea o slujbă de biruință în care vom spune tuturor că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Domnul să vă binecuvânte pe dumneavoastră toți care astăzi ați venit să stați aici în frig pentru a arăta crezul și susținerea față de această familie. Amin. Mulțumim foarte mult pastorului Liviu Axinte. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Vă rog respectuos să respectăm restricțiile în vigoare. Masca pe nas și puțin mai distanțați, dacă se poate, vă rog frumos, că este spațiu. Urmează să-l ascultăm pe domnul senator Titus Corlățean. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Vă salut pe toți cu multă dragoste creștinească și cu mult respect. Mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi, deși vremea este friguroasă, dar am venit pentru o cauză bună. Ne întâlnim într-adevăr într-un loc în care s-a murit pentru libertate acum 32 de ani, în decembrie 1989. Și iată că după 32 de ani suntem obligați să ne întâlnim din nou în acest loc pentru libertate și pentru familie. Pentru o familie din Germania, o familie de români, Camelia și Petru Furdui, care în mod abuziv, incorrect, profund incorrect, s-au trezit într-o zi că sunt deposedați de copiilor. Sunt 7 copilași, fete și băieți, care au fost mulți din familie, acolo unde ar fi trebuit să-și aibă locul de fapt. Și retrăim de fapt ceea ce am mai trăit acum 5 ani și jumătate cu Marius și cu Ruth Bodnariu. Îi salut, mă bucur că sunt astăzi aici cu
Nu mai sunt 5, sunt 7, slavă Domnului. Familia s-a mărit pe teritoriul României și în România, iată, familia Bodnariu trăiește fericită și în libertate. Ne bucurăm, Domnul să vă binecuvânteze. Retrăim însă ceea ce am mai trăit atunci și Marius și Ruth sunt cei mai buni martori pentru că au trecut prin Valea Plângerii și au trecut prin această încercare. Și atunci când am fost în Norvegia cu un alt coleg, cu Benoni Ardelean, am stat, am cercetat, am discutat cu părinții Pendelet, am discutat cu autoritățile norvegiene și am spus atunci, și au fost unii care n-au crezut, că acești părinți sunt părinți buni și că sunt ca pâinea lui Dumnezeu. Și am spus și autorităților norvegiene că tratați cu aroganță și tratați cu o modalitate pe care noi nu putem să înțelegem familia, spunând practic că statul este proprietarul copiilor. Nu suntem de acord și nu avem cum să fim de acord. Copiii sunt binecuvântarea pe care părinții au primit-o. Copiii sunt ai părinților, ai familiei. Astăzi avem de-a face cu situația familiei Furdui, în care o instituție absolut asemănătoare cu Barnevernet din Norvegia, se numește Jugendamt, a intervenit brutal și a construit un caz în care fac afirmații despre părinți. Vin astăzi, după ce în luna august am fost de asemenea în Germania de această dată, să vă spun că Amelia și Petru sunt părinți buni. Sunt părinți buni și că cei care au credință în Dumnezeu, cei care simt românește, nu pot să stea deoparte. Suntem alături de familia Furdui atât de încercată, suntem solidari și trebuie să fim în primul rând solidari în bătălia asta spirituală, pentru că atacul împotriva familiei și atunci și acum este o lucrare a celui rău îndreptată împotriva familiei, așa cum a binecuvântat-o Dumnezeu. Familia formată din bărbat, din femeie și copii. Și ni se spune adesea nouă creștinilor că avem o problemă, că nu știm să cerem. Astăzi vă propun să cerem. Să-i cerem în primul rând Domnului Dumnezeului nostru să intervină. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care nu se văd și care sunt vremelnice. Noi ne uităm la lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice. Nu ne uităm la lucrurile care se văd. Nu ne interesează aceste lucruri. Noi avem încredere în puterea Domnului că va face un lucru minunat și va lucra cu puterea sa de Dumnezeu și va aduce copiii înapoi. Și cerem Domnului să intervină. Vreau să vă rog să mai cerem un lucru și să cerem autorităților germane să trateze cu seriozitate acest caz. Am spus-o și la Berlin, în Ministerul de Externe German, am spus-o și ambasadei germane la București, că se întâmplă lucruri care sunt profund în neregulă. Lucruri legate de această instituție Jugendamt, modul în care tratează copiii, lucruri care se întâmplă în stabilimentele unde sunt cazați copiii. N-am să intru public acum în aceste detalii. Dar ceea ce s-a întâmplat cu Barnevernet, care a fost considerat așa o instituție extraordinară, de neatins, impecabilă, am spus atunci că sunt abuzuri. Și iată că astăzi lucrurile se demonstrează. În ultimele săptămâni, două noi condamnări ale Norvegiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolul 8, care protejează familia. Barnevernet a acționat abuziv împotriva și altor familii. 13 decizii de condamnare pronunțate de CEDO în ultimii 2 ani. Lideri ai Barnevernet, șefi importanți care sunt judecați astăzi pentru abuzuri care au fost descoperite. O instituție care era coruptă și care comita lucruri îngrozitoare împotriva familiilor. Asta se demonstrează. Și spunem și astăzi că și această instituție din Germania, Jugendamt, comite abuzuri și sunt convins că aceste lucruri vor ieși la suprafață și Curtea Europeană va avea astfel de cazuri. Îndemn și să cerem autorităților germane să trateze cu foarte mare seriozitate și să facă demersurile pentru a înapoia
copiii la părinții care sunt părinți buni. Și vreau să mai cerem un al treilea lucru. Să cerem autorităților române și statului român să-și facă datoria. Vorbim de cetățeni români care au exclusiv cetățenie română. Nu sunt cetățeni germani. Da, oricine trăiește pe teritoriul altui stat trebuie să respecte regulile. Iar acești oameni le-au respectat. Să respecte legile, le-au respectat. Dar există o linie roșie care nu trebuie depășită. Sunt cetățenii altui stat, sunt cetățeni români și cer astăzi statului român, președintelui României, primului ministru, ministrului de externe să intervină direct și personal. Uneori un telefon politic la cel mai înalt nivel poate să schimbe mult mai rapid lucrurile. Și cetățenii României cer acest lucru. Creștinii cer acest lucru, un gest de responsabilitate și solidaritate cu proprii cetățeni români, oameni cu frică de Dumnezeu. Noi avem încredere, în primul rând, în lucrarea Domnului. Și am văzut cum Domnul lucrează în chip minunat. Dar și noi trebuie să ne facem partea. Pentru că spuneam și chiar zilele trecute, o credință fără fapte este o credință moartă. Să ne facem partea, să fim alături de această familie încercată și da, transmitem Cameliei și lui Petru un mesaj de încurajare, de solidaritate, de rugăciune, de susținere. Ieri a fost o zi grea pentru Petru și pentru Camelia și pentru copii. Pentru copii care cer să fie înapoiați, fete și băieți care cer să fie înapoiați la părinți. Și autoritățile germane sunt surde, până acum cel puțin. Le transmitem un mesaj de încurajare pentru că știm că ei privesc în acest moment această transmisie. Suntem alături de voi și ne punem nădejdea în Domnul. Și vom trăi acel moment de bucurie, am această încredere, așa cum am trăit alături de Marius și de Ruth și de copilașii lor, care sunt atât de frumoși și care cresc liberi pe teritoriul României astăzi. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumim domnului senator pentru frumosul cuvânt. Dumnezeu să-l binecuvânteze și tot ce a declarat aici, să credem și noi că Dumnezeu va realiza. Urmează să-l ascultăm pe domnul deputat Robert Sighertău. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Bună ziua, oameni buni! Bună ziua, dragi români, dragi creștini! Suntem aici în piața universității, unde, așa cum s-a spus mai înainte, foarte mulți oameni au strigat și au scandat de-a lungul timpului pentru drepturi, libertăți sau pentru multe alte lucruri. Noi nu suntem aici să cerem noi drepturi. Noi suntem aici să ni se respecte drepturile pe care le avem. Le avem din partea lui Dumnezeu și le avem din partea statelor democratice și a Convenției Drepturilor Omului. Suntem aici și sunt aici pentru că sunt tată a 4 copii și știu ce înseamnă să crești un copil și știu ce înseamnă să trăiești într-o familie cu 7 copii pentru că provin dintr-o familie cu 7 copii. Familia este nucleul civilizației. Iar observăm că de ceva timp acest nucleu al civilizației este lovit direct, prin diferite modalități. Suntem aici în fața unui nou caz Bodnariu. Un caz Bodnariu care a tras atenția Europei întregi și României. Pentru că o familie care trăia în Norvegia, liniștită, în cuvântul lui Dumnezeu, a fost dintr-o dată destrămată de către o organizație care se credea stat în stat în Norvegia și care se credea superioară părinților. Este inadmisibil ce se întâmplă în acest moment în unele state democratice. Vorbim de stat de drept. Stat de drept are, sau statul de drept are în primul rând în centrul individul, persoana, drepturile individului. Iar în acest moment vedem că anumiți funcționari publici, anumite instituții publice ale unor state comit abuzuri. Și mai mult decât atât,
se vede foarte clar că există o intoleranță și se creează o intoleranță la ceea ce înseamnă credința creștină. Foarte mulți lideri politici, și nu numai vorbesc de toleranță, când vorbesc de anumite minorități sau de multe alte lucruri, dar din păcate vedem o intoleranță în ceea ce privește credința creștină. Și ăsta este un pericol la adresa civilizației europene, pentru că această Europa, continentul european, s-a clădit pe principiile iudeo-creștine și pe drepturile individului și ale persoanei. Dragii mei, suntem datori în primul rând ca oameni cu credință, ca români simpli, ca reprezentanța ai românilor în Parlament, să cerem reunirea familiei Furdui. Și sper să ne audă reprezentanții români și guvernamentali, dar mai mult decât atât, sper ca cei de la Ambasada Germaniei în România să audă mesajul nostru. Pentru că nu este mesajul celor prezenți aici, este mesajul românilor și familiilor din România. Este mesajul creștinilor practicanți care știu ce înseamnă familia și rolul familiei în societate și în biserică. Dragii mei, instituția familiei are prevalență asupra statului și a instituțiilor sale. Familia este înaintea statului când vorbim despre creșterea și viitorul copilului, mai ales când vorbim despre statele democratice cu respectul valorilor și al drepturilor copilului. Democrațiile secolului 21 nu trebuie să-și piardă sufletul și inima. Din clipa în care statul smulge abuziv un copil de la părinții lui, umanitatea și democrația primesc o lovitură chiar în inima lor. Nu poate fi umanitate acolo unde statul rupe autoritar și abuziv un părinte de copiii lor. Și știm foarte bine și vreau să menționez încă o dată acest lucru. Familia Furdui nu are nici cazier, nu are niciun antecedent în ceea ce privește chestiuni legate de protecția copilului sau multe alte lucruri. Este dreptul nostru să strigăm, este dreptul nostru să ne rugăm, pentru că mai mult decât orice, noi credem în puterea rugăciunii. Și dacă în 1989, în Timișoara, acum 32 de ani, se striga "Există Dumnezeu", vreau să le reamintesc europenilor, instituțiilor birocratice care se pun deasupra indivizilor și deasupra drepturilor omului, că Dumnezeu există și Dumnezeu nu doarme și Dumnezeu răspunde la rugăciuni și Dumnezeu se implică și nucleul civilizațional al Europei, al României, va fi în continuare familia. Și suntem aici să strigăm Der Jugendamt last die Furdui Kinder frei. Amin. Așa se facă Dumnezeu, să schimbe gândirea Jugendamt și să destabilizeze această temelie pe care eu o numesc draconică a conceptelor și principiilor pe care ei le iau nu în favoarea familiei, ci împotriva familiei. Urmează să ne vorbească fratele pastor Viorel Iuga, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Auzim frecvent, pentru că auzim în mod repetat, începem să ne întrebăm sincer, în momentul în care ajungem să găsim niște răspunsuri, pentru că avem niște convingeri, am decis să mărturisim și vrem să mărturisim cu fermitate, pentru că lucrurile se desfășoară în timp. Suntem aici să promitem încă o dată ceva și sigur, așa cum se spunea, suntem aici să cerem. Vedeți, globalizarea are și părțile ei pozitive. Primești informații de peste tot.
Și de o bucată de vreme încoace auzim că sunt state care restricționează sau încearcă să restricționeze tot mai mult drepturile cetățenilor. Și nu vreau să intru acum în dezbateri pentru că este la ordinea zilei, să vorbim despre state care în mod abuziv, ilegal, neconstituțional restricționează drepturile oamenilor liberi și maturi. Ce mi se pare mie interesant? Un stat care își permite să restricționeze dreptul cetățeanului la muncă, acuză un părinte care ar putea încerca să restricționeze din iubire pentru o scurtă perioadă drepturile unor copii de a face prostii. Și deja se ridică semne de întrebare. Un stat care își permite și încearcă să restricționeze drepturile majorilor, spre exemplu, a circula în liniște, în pace, în siguranță, acuză un părinte care încearcă să restricționeze drepturile unui copil la lucruri rele, la o plimbare cu prieteni răi, la asociere cu prieteni răi. Aș putea da foarte multe cazuri, dar dumneavoastră le aveți în minte. Și când auzi ce se întâmplă sau încearcă să se întâmple în lumea aceasta, te întrebi dacă aceasta este direcția în care dorim să mergem pe viitor. Românii întotdeauna au privit frumos la Europa. Ne-am dorit să fim în Europa. Am crescut cu gândul acela, cel puțin noi care am crescut în sistemul comunist, că tot ce este bun, tot ce este frumos, tot ce este legal, este dincolo de granițele țării noastre și, bineînțeles, în vest. Și acum noi ne întrebăm, aceasta este direcția în care vrea să meargă Europa? Să mergem în direcția împotriva libertății cetățeanului? Să mergem împotriva părinților? Să mergem împotriva copiilor? Să mergem împotriva unui sistem de educație pe valori sănătoase? Aceasta este direcția în care vrem să mergem împotriva valorilor creștine pe care se spunea s-a clădit Europa și a rezistat Europa. Ei bine, dacă aceasta este direcția în care vrea să se meargă, presupunem că nu, o spunem respicat că noi nu dorim o astfel de direcție, nu dorim o astfel de Europa și câtă vreme vom avea un cuvânt de spus în Europa, vom spune Europei, ne bucurăm să fim parte cu voi, dar nu vrem să mergem în direcția aceasta. Iar dacă Europa vrea să meargă în direcția aceasta, atunci o spunem cu claritate celor care ne conduc în România, că poporul român în marea lui majoritate nu vrea într-o astfel de direcție. Noi credem în autoritatea statului, noi creștinii ne rugăm pentru cei care sunt puși acolo să-i binecuvinteze Dumnezeu, să le dea înțelepciune, dar legile nu sunt împotriva poporului. Noi nu credem într-un stat care este împotriva copiilor, împotriva familiei, împotriva bunului simț, împotriva adevărului, a iubirii curate, ci noi vrem să fim într-o națiune în care statul, adică cei aleși de noi, iubesc familia, prin lege protejează familia, ajută familia și nu separă familia. Sigur că ne întrebăm, avem și noi întrebările noastre. Mă gândeam dimineață când am văzut fulgii de zăpadă, când toată lumea aștepta să scape de zăpadă, au fost luați de acasă, răpiți din familie, în mod abuziv, copiii familiei Furdui. Și spuneam, oare n-ar fi vreme acum când vine zăpada, măcar acum să vină acasă? Au trecut două anotimpuri. Pentru un părinte, nu două săptămâni, nu două zile, nu două ore,
două minute fără copii este o mare problemă, pare o veșnicie. Nu știm ce se întâmplă într-o țară pe care o respectăm de altfel. Dar se pare că Germania ori nu vede, ori nu vrea să vadă. Ori nu aude, ori nu vrea să audă. Nu își poate permite un astfel de stat să permită unei instituții, unor funcționari de acolo, în mod abuziv să trateze o asemenea familie. Nu ne putem permite să ne batem joc de niște copii, nu doar de trupul lor, nu doar de mintea lor, ci de sufletul lor. De aceea noi sperăm ca Germania să se aplece cu mult mai multă seriozitate asupra acestui caz. Dacă pentru ei este unul din multele cazuri, pentru noi este un caz important. Sunt frații noștri de credință și de neam. Și îi rugăm pe cei din Europa să-și facă timp să analizeze. Dacă este o problemă, dar sigur nu este, să ne spună. Iar dacă nu este nicio problemă, să-și ceară scuze și copiii să vină cât mai curând acasă. Dragii mei, noi suntem aici pentru că noi credem că este important și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, dar și să spunem oamenilor într-o societate democratică ce dorim. Am spus-o la o altă întâlnire, când a fost vorba de familia Bodnariu, că la noi, la creștini, minunile nu țin 3 zile. Și am spus atunci, nu ne va trece până când copiii nu vor veni acasă. Vrem să o spunem și în cazul familiei Furdui, nici acum nu ne vom opri. Și acum, și în rugăciune către Dumnezeu, și în lupta cu autoritățile, vom cere copiii să se întoarcă acasă. Și ascultați-mă, noi nu vrem copiii acasă de sărbători, noi îi vrem astăzi, mâine, și să dea Dumnezeu ca familia să fie împreună în jurul lui Hristos care a venit să ne adune, nu să ne împrăștie. Destul încearcă societatea să ne dezbine. Nu ne vom lăsa dezbinați. Ne-a unit Hristos, a plătit cu sânge. Au plătit în locul acesta și în alte orașe oameni cu sânge ca națiunea română să fie unită pe valorile ei. Respectăm valorile altora, dar nu dăm cu piciorul în valorile noastre. Ascultați-mă! Noi vom învinge pentru că îngenunchem. Dar știți ce nu înțeleg oamenii? Noi nu îngenunchem în fața unor legi nedrepte. Nu îngenunchem neapărat în fața unui guvern nedrept. Îngenunchem în fața împăratului împăraților, a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și pentru că îngenunchem în fața lui Dumnezeu, avem putere să rămânem în picioare în fața oamenilor și vom învinge pentru că El ne-a spus, îndrăzniți că ce am biruit lumea. Suntem aici să cerem președintelui țării, domnului Klaus Iohannis, să urmărească mai cu atenție cazul acesta. Știm că dumnealui le urmărește, dar câteodată tare încet. Poate că ar putea schimba viteza printre multe probleme care le are. Să se gândească și la familie noastră și la inima noastră. Și poate într-un timp cât mai scurt să ne spună nouă, să spună altora că noi românii vom rămâne cu o familie întreagă, cu o credință nepătată, uniți cu alții, dar loial lui Dumnezeu și valorilor națiunii în care ne-am născut, în care am rămas, în care vrem să rămânem, dar nu îngenuncheați în fața altora, ci îngenuncheați în fața lui Dumnezeu și cu demnitate în fața oamenilor. Amin. Slăvit să fie Domnul! Suntem adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos și trebuie să-L proclamăm. El are ultimul cuvânt și în rezolvarea acestui caz. Și dați-mi voie ca să mă alătur antevorbitorilor mei care au transmis mesaj direct familiei Furdui, ca în numele dumneavoastră să facem această declarație de dragoste și să le spunem Camelie și lui Petru că
îi iubim, vă iubim, vă susținem și suntem alături de voi. Nu putem simți durerea voastră, dar vă asigurăm de sprijinul nostru prin rugăciunile noastre și prin astfel de manifestații. Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvânteze și cât mai curând să vă vedeți copiii din nou în familie. Din toată inima doresc să mulțumesc domnilor, sau distinșilor domni parlamentari, deputat Robert Sighartău și senator Titus Corlățean, pastorilor Liviu Axinte, Viorel Iuga, pentru cuvintele frumoase aduse aici, cuvinte de încurajare. Dânsii urmează să se retragă pentru că îi așteaptă avionul, trebuie să ajungă la Suceava pentru manifestarea sau manifestația de acolo. Le mulțumim din toată inima, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ocrotească, să ajungeți cu bine și să vă dea Dumnezeu un cuvânt potrivit în Suceava, să fie deznodământ în ceea ce noi dorim să auzim cât mai repede, și anume copiii în sânul familiei Furdui. Dacă sunteți de acord să le spunem drum bun, să strigăm cu toții, drum bun, fraților! Vă binecuvântăm în numele Domnului. Urmează grupul din Philadelphia să ne conducă în două sau trei cântări. Cu timpul stăm foarte bine. Urmează partea a doua, la ora 12 vom încheia, dar aș dori să înălțăm imnuri creștine spre slava lui Dumnezeu. Și cu toții să cântăm, conduși de grupul din Philadelphia. Dă-mi chitara, te rog. Auzi? Dă-mi chitara. Ia. Să vezi? Da. Sau să-l pun pe stativ? Nu. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus.
Iisus. Amin. Ta. Ce mare e tot ce faci tu pentru mine, ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt, ce mare ești tu, că dragostea ta m-a găsit și m-a salvat, că dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare ești tu, ce mare e tot ce faci tu pentru mine, ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt, ce mare ești tu, că-și dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat, când dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine, ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple atunci când îți cânt, ce mare ești tu. Dumnezeul nostru este mare și, cum spuneam mai devreme despre Domnul Iisus Hristos, că are ultimul cuvânt, de asemenea Dumnezeu care a creat familia, cea mai prima instituție, da, creată de Dumnezeu și cea mai importantă instituție pentru societatea omenească, El, Dumnezeu, va ocroti și familia furdui și va aduce copiii din nou acasă. Urmează în continuare să îl ascultăm pe pastorul Cornel Boingeanu. Dumnezeu să-l binecuvânteze cu un cuvânt potrivit în continuare. Suntem aici să susținem familia Furdui. Ca unul care am crescut într-o familie cu 8 copii, știu ce înseamnă greul, știu ce înseamnă dragostea de frați, surori și sunt aici în calitate de tată și în calitate de bunic. Și dragostea pentru familie nu mi-a pierit niciodată, ci dimpotrivă. Sunt aici alături să susținem familia, instituția creată de Dumnezeu și mandatată de Dumnezeu cu autoritate.
așa cum Dumnezeu a mandatat cu autoritate statul și cum a mandatat cu autoritate biserica, Dumnezeu a mandatat cu autoritate familia. Statul nu are dreptul să se supună autorități, să intervine în autoritatea familiei, pentru că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. Și vrem să spunem răspicat că așa cum autoritatea statului este respectată în privințele în care statul trebuie să acționeze, familia trebuie să fie respectată în modul în care Dumnezeu a rânduit lucrurile să fie manifestate. Copiii sunt în cadrul familiei și statul trebuie să respecte lucrul ăsta. Am auzit că oamenii din familia Furdui sunt oameni buni și mă bucur pentru asta. Dar vreau să spun și următorul lucru. Dacă lucrurile nu sunt perfecte în familie, totuși nu trebuie să fie intervenția autorității statului acolo. Dumnezeu lucrează prin oameni imperfecți uneori. Și asta trebuie să afirmăm împreună. Noi toți suntem imperfecți câteodată. Vreau să vă rog să vă mai, să-mi dați voie să mai amintesc încă un singur lucru. Sunteți aici tați, sunteți aici mame, soți, soții, evident copii. Aveți curajul să țineți fruntea sus și să spuneți cu hotărâre, cu fermitate, familia este sacră, nu ne atingem de ea. Dumnezeu este Cel care protejează familia. Nu se pot atinge de voi dacă sunteți în mâna lui Dumnezeu. Așa ne-a promis Dumnezeu. Că dacă cineva se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Și asta vrem să spunem aici. Că nimeni nu poate să distrugă instituția asta pe care Dumnezeu a mandatat-o cu autoritate. Dar, dragi tați, vă rog din suflet să nu vă pierdeți curajul, determinarea de a fi lideri în familie. Nu vă lăsați abandonați, nu lăsați să fiți derutați de pe direcția asta. Fiți lideri curajoși ai casei voastre și manifestați cu putere, cu determinare conducerea pe care Dumnezeu v-a dat-o în mână. Mamele, soțiile, fiți femei curajoase, fiți soții curajoase și continuați să luptați pentru familie și pentru copiii voștri. În Sfânta Scriptură ni se spune că soția este ca o luptătoare, ca niște oști sub steagurile lor, cu o determinare extraordinară. Determinarea asta, știți unde se regăsește? În rugăciune. Mamele care se roagă sunt ca niște oști care distrug toate barierele. Și pentru asta suntem aici, să vă încurajăm să fiți mame ale rugăciunii pentru copiii voștri, pentru familie. Și împreună să rostim rugăciunea care poate să distrugă orice fel de barieră a celui rău. Rugăciunea încrederii noastre în Dumnezeu. Vă rog din suflet, haideți să rămânem una și să afirmăm cu tărie că Dumnezeu este cu noi. Să afirmăm cu tărie autoritatea familiei care trebuie să rămână neatinsă, sacră întotdeauna. Și Dumnezeu să dea biruință familiei Furdui. Amin. Mulțumim foarte mult pastorului Cornel Boingeanu. Îl invit aici pe pastorul Virgil Achihai, președintele cultului creștin după Evanghelie. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Noi astăzi suntem aici ca să arătăm că cei din Craiova, vă salut cu drag, cei din Craiova își manifestă dragostea față de Camelia și Furdui, Camelia Furdui și Petrică. Din Târgoviște sunt eu și e de ajuns. Târgoviștenii salută și vă salută cu drag. De asemenea, dumneavoastră, cei din București, mai presus de faptul că suntem aici împreună, mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani strigam către Dumnezeu în Piața Victoriei pentru familia Bodnariu.
Și Dumnezeu a ascultat glasul rugăciunii noastre și strigătele noastre. După un timp, împreună cu Marius, într-adevăr, mulți mai puțini, strigam în fața ambasadei Finlandei pentru Camelia Smicală. Și Dumnezeu a ascultat glasul nostru. Și avem convingerea, încredințarea că ascultă și astăzi glasul nostru, dar știți ce mai trebuie? Să continuăm să ne rugăm. Nu este suficient când suntem astăzi împreună, ci să continuăm să ne rugăm împreună pentru ca cei 7 copii ai Camelii și a lui Petru să vină acasă. Cu mulți ani în urmă i-am citit fetiței mele istoria a 3 tineri care au fost duși într-un cuptor și încins. Și împăratul la sfârșit zice, noi am pus 3 și înăuntru văd 4. Și povestindu-i că cei 3 au ieșit afară, fetița mi-a spus așa, zice, știi ce? Înseamnă că cel care a rămas acolo aștepta și pe alții să vină. Și le spunea așa, știți ce? Toți care veți veni, mă găsiți aici, voi fi împreună cu voi. Copiii spun lucruri foarte interesante. Suntem în încercările noastre, nu singuri. Dumnezeu este cu noi, Domnul Iisus Hristos. În focul încercărilor, Domnul Iisus Hristos este cu noi. Să nu uităm lucrul acesta. Minunea iubirii părintești, știți, este singura care poate să facă dintr-un suflet fragil de copil să-l crească. Doar minunea aceasta a iubirii părintești. În fiecare zi este o bucurie să auzi copiii când se trezesc, să fii alături de ei. E o minune. Camelia și cu Petrică de 7 ani nu mai știu lucrul acesta. Și, dragii mei, eu îmi închipui așa, că ziua este o suferință și noaptea o tortură. Ziua este suferință sufletească și noaptea o tortură când îți știi copiii răpiți, sechestrați de stat. Am avut un mare respect față de statul german când am aflat că cu ani în urmă au plătit bani grei pentru fiecare etnic german ca să ajungă înapoi între ei lui. Au plătit din greu. Dar astăzi sunt profund dezamăgit când statul german răpește copii și nu contează că sunt români, că sunt italieni, că pot să fie albanezi sau australieni. Un stat n-are voie să facă așa ceva. Deoarece copiii nu sunt ai statului. Copiii sunt ai noștri și ai lui Dumnezeu pentru că datorită dragostei lui Dumnezeu i-am primit. Am convingerea că familia Furdui și-a crescut copiii jertfindu-se pentru ei. Pentru că doar un părinte se poate jertfi pentru copiii lui. Doar o mamă poate să nu doarmă o noapte întreagă veghind la căpătâiul copiilor ei. Suferința mamei care a purtat în pânte cu un copil sau mai mulți nu poate fi cuantificată. Eu am o întrebare pentru, așa, puțin retorică. Cine va plăti pentru toată suferința acestei familii? Cine va plăti? Ceea ce știu sigur este că Dumnezeu îi mângâie. Camelia și Petru, să știți că Dumnezeu vă mângâie numai prin Duhul Sfânt, numai cum El poate să o facă. Și noi, prin faptul că suntem aici, vă dorim ca mângâia Dumnezeu să fie alături de voi. Doar familia este locul în care copiii pot crește și dezvolta armonios, atât trupește cât și sufletește. Prea mult punem accent pe creșterea trupească, uitând că toți suntem, în primul rând, și un suflet. Un suflet care are nevoie de ocrotire, de protecție și de o bună creștere. O familie care s-a luat copii este greu încercată. Dar știți ce? Nimeni n-are dreptul să ia copiii de lângă noi. Nu pot să spun decât că minunea iubirii părintești este singura lăsată de Dumnezeu unde copiii pot crește și se pot dezvolta. Dragă Camelia, dragă Petru, continuăm să protestăm. Și vom continua în Suceava, în alte părți. În același timp continuăm să ne rugăm pentru voi. Până în ziua când Dumnezeu vă va aduce copiii acasă. Și ne rugăm să fie cât mai repede. Și să nu uităm un lucru.
Domnul Iisus Hristos ne așteaptă în cuptorul de suferință, este încă acolo. Și așteaptă ca și alții să intre și să ne spună, eu sunt cu voi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne țină pe mai departe treji în credință. Mărturisind credința în Domnul Iisus Hristos, mărturisind valorile acestea creștine ale familiei, dar dând dovadă în societate că știm să fim părinți credincioși, care își cresc copiii, jertfindu-se ei pentru copiii lor. Mulțumim organizatorilor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze și mai ales Camelia și Petrică. Suntem alături de voi, dar Dumnezeu este cu noi. Amin. Mulțumim și fratelui Virgil Chihai. Pentru că este rece afară, o să încheiem puțin mai devreme. Însă vă invit, în momentele următoare, împreună să rostim o declarație. Dumnezeu mi-a pus pe inimă această declarație în ziua de ieri. Cred că trebuie să o rostim cu toții în următorul fel, în următorul mod. Eu voi citi declarația și după ce voi spune eu amin, vă invit să strigați cât de tare puteți și dumneavoastră amin. Pentru că aș dori ca această declarație să fie în această zi mesajul care zguduie nu doar Jugendamtul, ci și temeliile iadului. Am început această manifestație în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul senator Titus Corlățean, fratele nostru de credință, amintea că noi suntem într-o luptă spirituală și așa este. Trebuie să credem că în această luptă spirituală vom ieși mai mult decât biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. Și această declarație, inspirată de sus, vreau să aibă această și doresc din toată inima, împreună cu dumneavoastră, să aibă această rezonanță, nu doar în fața instituțiilor, nu doar în lumea fizică văzută, ci și în lumea nevăzută, în lumea spirituală. Voi începe să rostesc și deci cât puteți de tare strigați după ce spun eu amin, strigați și dumneavoastră amin. Declarație de susținere a familiei Purdui din Germania, astăzi, 04 decembrie 2021, în piața Universității din București. Declarăm că suntem solidari cu familia Furdui și vom fi alături de ea până la returnarea copiilor acasă. Amin. Declarăm că susținem valorile iudeo-creștine cu privire la viața de familie, creșterea și educarea copiilor în familie. Amin. Declarăm că vom apăra drepturile copiilor, mai ales a celor minori care nu pot decide singuri pentru viața lor. Amin. Declarăm că vom apăra valorile spirituale, morale și sociale conform cu învățătura Sfintelor Scripturi. Amin. Declarăm că nu vom permite nimănui, niciodată, să distrugă familia, care este prima instituție creată de Dumnezeu și cea mai importantă pentru societatea omenească. Amin. Declarăm că vom manifesta sau protesta împotriva abuzurilor instituției Jugendamt și oricare alta, până ce se va face dreptate în cazul acesta familiei Furdui și dacă vor urma și altele și acelor familii. Amin. Și ultima declarație, adică a șaptea, fără să le fie enumerat pe celelalte, declarăm că în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat și care ține cheile morții și a locuinței morților, vom fi mai mult decât biruitori în tot ce am declarat astăzi în acest loc. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Doresc să încheiem această manifestație printr-o rugăciune și le invit pe fratele pastor Eugen Jugaru, președintele comunității regionale Brașov, să vină și să ne conducă în această rugăciune de final.
Aș vrea să apreciez faptul că a venit astăzi cu un autocar plin la București. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frate Eugen. Părinte Sfânt, ne închinăm înaintea Ta în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Îți mulțumim că am putut-o, Doamne, să ne adunăm din mai multe colțuri ale țării, să venim în locul acesta unde s-a strigat de atâtea ori pentru libertate și ne înălțăm și noi glasul nostru spre Tine și Te rugăm, fă dreptate familiei Furdui. Noi suntem oameni limitați, dar Tu ești Dumnezeu atotputernic. Părinte Ceresc, venim înaintea Ta de data aceasta și Te rugăm în bunătatea, în dragostea, în înțelepciunea și în atotputernicia Ta. Îngăduie ca din nou familia Furdui să se reunească. Adu, Părinte Ceresc, din nou copiii în sânul familiei să se bucure de dragostea părinților. Doamne, Te rog să mângâi inima părinților care sunt greu încercați. Fii alături de ei, sprijinește-i. Tu ești Cel care strângi lacrimile lor, vezi inimile lor zdrobite, o Doamne. Fă-le dreptate, Părinte Ceresc, fă-le dreptate. Înaintea Ta venim și Te rugăm în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Acum când ne gândim la nașterea Mântuitorului în Ieslea din Betleem, la căldura familiei, la binecuvântarea familiei, Te rugăm, Doamne, pentru familia Furdui, binecuvintează-o Tu, sprijinește-o Tu și fii alături de familia aceasta. Părinte Ceresc, Te rog să binecuvintezi toate familiile din țara aceasta. Ajută-ne ca părinți responsabili să ne creștem copii în frică de Tine. Și Te rog, o Doamne, ca prin familiile creștinilor să binecuvintezi țara aceasta. Ne rugăm și pentru autorități, o Doamne, să gândească că sunt doar vremelnice pe pământul acesta și în pozițiile pe care le ocupă și că și autoritățile vor sta odată înaintea Ta și vor da socoteală de hotărârile pe care ei le-au luat, de dreptatea pe care au împărțit-o. Doamne, Te rog, binecuvintează autoritățile din țara aceasta să-și facă datoria și să apere familiile de români. Părinte Ceresc, Te rog să binecuvintezi pe toți cei care au participat la acest protest, la acest meeting. Binecuvintează pe cei care au venit de la Craiova, de la Târgoviște, de la Codlea, de la Brașov, din alte locuri. Și acum la despărțirea noastră, însoțește-ne, o Doamne, să putem să ajungem cu bine la casele noastre. Și pentru toate ne închinăm înaintea Ta, Te slăvim și Te lăudăm. Părintele nostru iubit, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să îmi permiteți ca numele organizatorilor acestui protest să vă adresez cuvinte de mulțumire pentru faptul că ați ales să veniți aici. Vă mulțumim celor din Craiova pe care vă văd în față. Mâinile vă rog să ne vedem. Mulți! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim celor din Târgoviște, din Ploiești și de oriunde ați venit, din Călăraș. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În mod special dorim să mulțumim familiei Furdui, care, mă scuzați, familiei Botnariu, obișnuit cu familia Furdui, familiei Botnariu, care a ales să fie cu noi astăzi aici, să le răsplătească și grupului din Codlea, de asemenea, Dumnezeu să vă însoțească spre casă. Aș dori să adresez cuvinte de mulțumire fraților care s-au ocupat de organizarea administrativă, oamenilor de ordine, pastorilor din grupul de inițiativă și tuturor celor care ați ales frigul în această zi, dar împreună cu frigul de afară să transmitem o căldură familiei Furdui. Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumim pastorilor care au slujit și aș vrea să cred că nu va mai fi nevoie de o altă manifestație. Ne rugăm Domnului să aducă eliberare în această familie, copiii să se returneze, să fie returnați cât mai repede acasă și să nu mai fim în situația obligată să mai facem manifestații. Însă aș vrea să declar astăzi aici că dacă nu se realizează acest lucru, nu ne vom opri. Manifestația de astăzi a fost doar încălzirea.
am învățat câteva lucruri. Scuzați acele minusuri pe care poate probabil nu ne le-ați văzut, însă mesajul care a fost transmis, vreau să credem că va ajunge unde trebuie să ajungă, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual. Vă binecuvântez în numele Domnului. Cu aceste cuvinte, manifestația se oprește, se încheie aici. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, spre casele dumneavoastră.